Da, m-au nenorocit în țariște, au și ce să sugă de mine, că mor de foame, dacă vor să țarii să țină post, să încerce să mă sugă pe mine, cu aia, că n-au de unde, în tablă, de unde să scoată sânge, că am 3 pipete de sânge toți, de unde atâta sânge, dacă încerc pe unul să-l dau în sânge, îl înjură degeaba, toți copiii afectați îmi vorbesc mie, trimit mesaje pe Instagram la 13-14 ani, am și o relație cu o fată de la clasa 8-a C și mi-a furat caietul și eu am vrut să dau la schimb un pix pe ea și am văzut sub fustiță la sala de sport, la 13-14 ani îi vorbesc mie de relație, a, ține nebunia, că trebuie să săriți coarda, să vă jucați fața ascunsă, la sticuța pe psihotrap, vorbiți mie de relație, relație cu cine, cu aia, cu cearceafu, când te pii și în pat, ce pula mea relație aveți voi, ține bunii, programul primul tampon, prima labă, ce moloz relație aveți voi, știți și voi să vă futeți, unde vă futeți, la serbare, unde dracu vă futeți, chiuliți de la dirigenții, au nebunit toți copiii cu relații și cu probleme, dacă nu-ți convine de mine când, la cel, când sunt cel mai rău, nu mă poți avea când sunt bine, e trendul ăsta, mizeria asta acum pe TikTok, am fost femeia pe care n-a vrut-o, acum am devenit femeia pe care nu poate să o aibă, din pula mea înseamnă că erai cât un tank, erai cât un vagon, cât un marfar, erai la electroputere Craiova, erai bordură toată, erai chirpic și acum te plângi că nu se uita ăla la tine, pula mea, că erai 3 în 1, de 3 ori femeie. Nu normal că nu se uita la tine, se uita la tine să ce, să te bagi la fumătoare, ce pula mea să te fac? Să te crească pentru Ignat? Mai dați-vă, pula mea, și mai uitați-vă și la voi cum arătați. Mai aveți pretenții mai de fest frumoși și voi sunteți Miss Piggy. Îți dai seama, scrofița roșie avea pretenția la prăzile acel voinic cu coaiele de aur. Bei și pula mea, nu mai mă, că cu salate ai încercat? Asta e vârsta când încep să dezvolte hormoni. Da, niciun fel de problemă, tocmai de-aia. Înțelegeți că sunt doar hormoni și că nu aveți voi treabă cu relații. Păi voi dați în suferințe, păi voi dați în drame, în avorturi. Vorbiți voi de căsătorie, de copilași. Băi, ești tâmpită la cap, păi tu ce acum mirosea scutec și a lapte praf pe la gură, ești tâmpită la cap. Tu ai urme de biberon pe gât și tu îmi spui mie de relații. A luat o razna, mă, lumea asta, mă, numai pe Instagram, pe TikTok. Toate tablele stau cu curul pe acolo. A, vreau și eu ca aia. Dal de Charlie D'Amelio, dal de băgă, băi, ce cărți ai citit? Am citit toate cărțile, frate, cu Ași și cu Șeptarii m-am încurcat. Toate cărțile am citit, până la Joker. Am citit la vreo 3 cărți până am învățat Șeptică, încă vreo 10 cărți până am învățat Macau. O grămadă cărți, 2 grămezi de cărți am citit. Ce cărți ai citit? Ce relevanță are? Anatomie, mă uitam la natură, la biologie, la... Pe mine m-au pasionat alte chestii cu aia. Nu căcați de ăștia de... Cum să te dezvolți personal? Încearcă cu ceafă de porc, să vezi ce te dezvolți. Și pe lungime și pe lățime. La mame pe lățime. Na, mă, nu cred în bălării de astea, în dezvoltare personală. Ăia n-au altceva ce să facă decât să vă învețe pe voi să vă dezvoltați personal. Ești nebun. Care e interesul lor să vă dezvoltați voi personal? Ca să mâncați din aceeași ceașă cu ei. Mai dai, mă, în pula mea de aici, ăștia care dau sfaturi de astea pe TikTok. Află cum să fac bani. Like and follow pentru partea a doua. Numai antreprenori, e plin de antreprenori și mi-e miros toți abară de autobuz. Da, ți-e pula mea că mergi cu mașina autactu, ești nebun, ce n-ai un ban de o revizie n-ai la ea. Și tu dai sfaturi pe TikTok. Păi credeți că cineva care știe cum să fac banii cu aia stă să vă împărtășească vouă cum să faceți banii, să-i luați banii de la gură sau dacă într-adevăr ești antreprenor și mare patron cum mănânci tu căcat, păi tu crezi că ai timp să stai să te ceri cu toate pufarinele astea pe TikTok? Deci dea mâncă căcat să facă bani pe gârca voastră, că vizualizați voi că puneți botul la ce mănâncă ei acolo. Până la momentul la care trebuie să-și demonstreze valoarea aia pe care și o mănâncă, care se presupune că o au. La început deja au făcut atâția bani pe cârca voastră că oricum au ce să vă arate. Mai puneți mult botul la tot ce zboraș. Sau săturaște toate bombele, toate petardele astea. Dau domn buș pe TikTok. Ia gata, fă, nu mai gata. Sunteți pe OnlyFans, pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube, pe pula mea, pe Facebook, nu mai are loc lumea, pe Public24, pe OLX au ajuns să-și pune reclamă, mai dați-vă un slobos de aici de târfe. Gata. Și supa dacă mă uit trebuie să fie una de asta. Ai aflat secretul cum e să-ți o iei la muie și să-ți bagi polonicul în cur pentru câțiva cenți? Da, vino la studio. Ar fi stare să-și bage trestie în cur și sfeclă de zahăr pentru 2 dolari. Toate numai valori, toate numai pretențioase, să-l vezi cu botul, să vezi cu astea. Tu te fă pula că ai pis de aia șniță, l-ai nebunit la cap. Păi tu îmi spui mie, tu zici mie de valoare și tu zici mie că ești cineva și tu te uiți de sus la mine, băga mea și pula morții tăi că ești găleată de zlobos. Păi pe tine trebuie să scrie prețul în viu. Păi diferența dintre tine, să moară măta și alea de la și un abator e prețul, atât. În rest tot în carne vie te vin și tu. Pleacă morții tăi de aici. Îți pute gura cu aia, stai liniștit, ai floci între dinți. Ce m-am săturat de remaș dacă le dai un capac, dacă nu jumate să împrăștie pe jos. Și gene și buze și țâțe și cur și extensii și dinți și toate alea, unghii, obos, dar ce nu-și mai pun? Mai au ăștia să pună injecții în pizdă și în rest gata, sunt injectate pe peste tot. Să inventeze ăștia pizdă de schimb. Astea sunt căutate, rar sunt cei care au mentalitatea ta. Stai mă liniștit că nu sunt căutate astea, astea sunt căutate cum sunt căutate WC-urile, stai liniștit. Când ai nevoie să-ți faci nevoile, cauți-o de asta. Nu vrei să fii WC-ul nimănui, astea sunt niște WC-uri publice, pentru asta le caută bărbații. Vor să-și descarce și niște un pumn de copii într-o ceașcă. Pentru astea sunt căutate, mai înțeles? Cine pula mea femeie sănătoasă la cap ar vrea să fie căutată pentru așa ceva? Ca să fie WC-ul public. Când vrei să-ți faci nevoile, cauți o praștie de asta, o cârpă, un ștergar de asta, care face curat la locul de muncă. De asta le caut. Păi pentru asta vrei să fiți căutat? Pentru motivele pentru care sunt căutate târfele astea
parașutele astea, batistele astea, folosit găuritele astea, sacești, terminați-vă, băgați-vă dracu mințile în cap și găsiți-vă un bărbat pe măsura voastră, dar nu mai le căutați mai pe centru vechi și numai pe Tinder și numai pe Facebook, pe toți drogații și tractoriști, în pula mea, după aceea că vezi, Doamne, nu găsiți bărbați. Păi dacă îi căutați pe toți numai cazuri sociale, pretenții, ăla nu-mi place că nu știe, ăla nu-mi place că e prea cu minte, ăla nu-mi place că nu vorbește nu știu cum, ăla nu-mi place că nu știe aia, aia, păi dar pula mea, ce credeți că se fabrică bărbații la Shop and Go, la comandă, îl chem de pe AliExpress, îl dai pe filtre ca pe OLX, căutare după pulă mare, după înălțime, după culoarea ochilor, după pula mea. Nu, frate, mai ieși și voi, nu mai fiți așa pretențioase. Ăla dacă e prea cu minte, a, păi de ce să facă, e prea cu minte, nu, ce să fac eu, că e mămăligă. E, pula, atunci e albunul care să-ți bagi numai pumni în cap, dar mai știe să-ți bată și un cui prin casă. De aceea și apreciezi bine cu tot ceea ce spune. Nu mai mă apreciați, bă, frate, vedeți, nu neapărat să învățați ceva, dar să aveți, practic, să priviți din alt unghi o problemă, atât. Nu mă las pe mine ca ideal, viața mea e un haos cu aia, credeți-mă, nu vreți să fiți în locul meu. Dar poate nu știu cum, ce impresie dau eu pe live-uri sau pe chestii de genul ăsta, știi, dar viața mea e un război total și un haos cu aia. Crede-mă că am dat la ghele și încă dau în continuare și faptul că învăț, nu sunt ipocrit, frate, când vă zic să nu faceți ce fac eu și să nu faceți anumite lucruri pentru că să vă ardeți, pentru că eu m-am ars de multe ori și încă mă ard de prost ce sunt. Înțelegi că pun pasiune și pun suflet cu aia și mă arunc cu inima înainte în pula mea și cu capul înainte și mi-au un barbă, le-mi dă knockout. Tocmai că știu cum se simte cu aia și vă zic din proprie experiență să nu faceți aceleași prostii pe care le-am făcut eu și pe care încă le fac de bău ce sunt. Degeaba sunt inteligent, aveți voi impresia că sunt inteligent, nu sunt neapărat inteligent, sunt doar trecut prin viață și am niște experiență, că bău unde prostie și dau dovadă de ignoranță și de indolență câteodată de vine să mă scuip singur în gură așa cu boltă, știi, să-l prind eu singur. Îmi place stilul tău foarte mult, aș vrea să sugerez ideea de a încerca să educi nici cel puțin mai mici, doar o sugestie legată de drumul tău, poate cine știe, poate chiar ăsta e drumul. Da, frate, că ăsta e drumul și mi-am asumat-o, dacă nu pot mai mult, nu pot mai mult. Drumul nu ți-l face nimeni, frate. Drumul ți-l faci singur, nu există asta cu soarte și destin, dacă aș crede în soarte și destin, credeți-mă că m-aș omorâ mâine. Dacă am învățat ceva în școală, am învățat că mi-a plăcut materia respectivă și pentru că am prins din clasă, în rest eu nu învățam acasă, frate, și măcar forțat. Biciu, dacă mă picai cu ceară, eu nu învățam. Dacă nu-mi plăcea ceva, crede-mă, nu pot să mă oblig să fac ceva dacă nu-mi place. Nu poți, nu poți, așa funcționez. Nu poți, dacă nu mi-atrage ceva atenția în mod deosebit, ca și sentimentele, frate. La mine, în momentul în care să-mi firipă câteva sentimente, nu contează. Bat munții în patru cu aia ca să mă văd cu o persoană, deci nu asta contează. Dar în momentul în care n-am sentimente pentru tine, nu știu, pot tu să-mi aduci luna la picioare cu aia și v-am povestit eu cu chestia asta și pe Instagram astăzi. Am avut ocazia să mă combin cu femei multimilionare în euro, frate, patroane, directoare, pula mea, și n-am putut, mi-era scârbă. Înțelegi? Și dacă o făceam, o făceam pur și simplu pentru faptul că îmi plăcea foarte mult de femeia respectivă, dar n-aș fi putut niciodată să mă vând pentru bani. Nu pot, nu mă las, nu, mi-e scârbă pur și simplu. Nu pot să iau limba în gură sau să mi se scoale pula sau să mă uit în ochii unei femei să pretind că, vezi, Doamne, sunt îndrăgostit, dacă nu sunt. Nu, să vede pe mine, mă miroși, nu pot. Deci când vine vorba de sentimente, nu sunt în stare să disimulez, frate. Nu sunt în stare să maschez, nu sunt în stare să joc teatru. Nu pot. Ai bătut vreodată vreo fată din relațiile avute? Da, frate, am bătut. Dar n-am bătut, i-am dat o palmă pentru că aruncase cu toate alea din casă după mine. Mai rămăsese să mă arunce pe mine pe geam cu tot. Dar n-am bătut niciodată, că n-am fost înșelat niciodată, deci n-am avut motive să îmi sară țandra. N-am și nu e bărbăția asta să dai într-o femeie, frate. Nu știu, consider că trebuie să fii cel mai mare gunoi. Eu dacă am dat mai mult să mă apăr, pula mea, și de nervi, că pur și simplu m-a ducea la exasperare. Le-am mai băgat mâna așa în gât să tacă în pula mea din gură când făceau capul atât, dar niciodată nu m-am trezit ca ultimul țărănoi în pula mea, bețit, drojdier, să iau la bătaie, să chestii genul ăsta. Nu știu, adică aș fi ultimul, m-aș arunca în pula mea în groapă. Nu, n-aș face niciodată chestia asta. Să-mi iau o femeie la bătaie. Păi de ce pula mea mai stai lângă ea? Să fie sacul tot de box. Ești ultimul deșeu, ultima speță, ultimul specimen, ultimul gunoi, o greșeală a naturii, refuzul lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Din punctul meu de vedere, știu că sunt oameni care își bat femeile și le calcă în picioare, frate. Și sunt multe care nu numai că suportă chestia asta, sunt multe care doar așa știu să trăiască, frate, și care la un moment dat au impresia că dacă nu le bate bărbatul, nu le arde de ele, știi? O relație de durată sau nopți de vis cu pizde? Nopți de vis de durată cu pizde. A unul trafic la 16 ani, ce părere ai? Dumnezeu să te binească în pace, frate. Deschide-ți tu agenda, mai intri tu pe un Facebook, bagă și tu, băgați-vă în seamă cu ele, dă-le dracu de aici că nu vă mușcă, băi, ești nebun. Dacă n-aveți tupeu, băi, am o vorbă, băi, cu femeile astea și cu bărbații ăștia rușinoși de nu se bagă în seamă cu femeile. Stați-vă, bă, din umbră, urmăriți-le din umbră voi, ochii din umbră să fiți voi, că vi le duc alții la soare, mă, să vi le bronzeze. Vi le plimbă alții, mă. Asta e, cu rușinea mor de foame cu aia. Și de labă. Ce să spun? Nu vreți să vină ele să sară pe voi, că dacă sar pe voi, femeile ce că sunt zdrențe. Ia uite și pe aia. Mamă, ce zdreanță, s-a băgat în seamă cu mine. Dar tremură pizdantin. Dacă îmi place de o fată și nu știi să o abordezi și nu știu să o abordezi, ai vrut să zic. Și seamă, cum crezi? Bă, hai să spun o chestie cu aia. Dacă și ei îi place de tine, nici nu prea contează cum tu o abordezi, atât că nu ești ultimul cioban în pula mea, să te duci să te bești lângă ea. Tu te mai și zici: "Băi, fată, mie îmi place de tine." Îți spun eu cu laș dezarmat: "Uite așa, ce? Hai că și mie îmi place de tine." Păi și ce am făcut până acum? Păi uite, am croșetat la Andrele că na. Tu te mai și bagă-te în seamă cu ea. Ce mai așa greu? Mor eu, mă, când vă aud așa. Bă, dar nu pot să mă bag. De ce mă nu poți să te bagi în seamă cu el? Au ghimpi pe ele, mărăcini, urzici, ha? Sunt făcute din șmirghel. Se frică să te zgârii.
cu pizde materialiste. A, mă, terminați-vă, că toate pizdele sunt materialiste cu aia. Acum știi care e treaba, dacă tu ești ultimul pârlit, e normal să-ți se pară că toate pizdele sunt materialiste cu aia. Normal că o femeie așteaptă de la tine să ai și tu un ban, o mașină, să vă plimbați și voi de colo-colo, dar nu vreți toată ziua la 30 de ani să stai să plimbi pula cu troleu și cu tramvaiul. Unde mai vă mai credeți acum? Licienii, roacă în rol, unde dracu suntem? Astea sunt vremurile cu aia. Vrei tu să pleci la o munte, la o mare, ce faci? Zici cer lui tactul mașina, lui unchi tu cer pantofii. Femeile vor stabilitate cu aia, e normal, nici tu nu te uiți la chiar la ultima pârlită, doar să o dai o bucă. Mai înțeles așa și ele cu aia. Nu ți se pare normal să vrea stabilitate materială, cel puțin în ceea ce te privește, nu pentru ele, că nu cred că toate femeile pe care le-ai întâlnit au pretins de la tine palate cu aia. Că nu te uita el așa ceva, că fripturista se vede cu aia. Dacă te uiți la toate WC-urile publice și le agăți în pula mea după toate Instagram-urile și astea, normal. Vezi că atârnă încă 100.000 de lăchioi la ea, ce te aștepți? Normal că femeia spune linkul de PayPal. Uitați-vă și voi la asta de nasul vostru cu aia. Nu vă mai aruncați numai la de-astea de le considerați voi zeițe și fel de fel de trompete de-astea umflate cu pompa. Bă, am probleme că unii nu pot face diferență între femeie și o lămâie de asta zi. Da, frate, exact. Să vedem un fripturista să vă trăiască familia voastră, cum se îmbracă, cum se poartă, să uite, te scanează în pula mea cu raze X, că e Superman, să uite din cap până în picioare. Știi și câți bani ai pe card, deci nebun la căști că e POS. Păi dacă tu te prezinți doar cu materialul și te prezinți doar cu, nu știu, o mașină, o aia, o să agăți numai POS-uri cu aia. Ia încearcă să te duci la agățat, îmbrăcat normal. Fără chei de mașină, fără telefoane, nu știu de care pretențioase. Bine, în ziua de azi toată lumea are telefon pretențios. Să vezi ce atragi. Dacă tu cu asta te afișezi normal, ce vrei să atragi? Dacă tu miroși a căcat, nu o să tragă numai muște la tine? Voi nu ne căutați nici unde trebuie, frate. Vă uitați numai de al de modele, numai de al de instagramiste, numai de al de influențărițe, numai de al de machiate, numai de al de boite, numai de al de spoite, numai de al de pula mea. Degeaba, mă, că sunt unii bărbați așa majoritatea care ies la prima întâlnire cu BMW-ul, unchiul și să fot la pâine, da, normal că femeia îi sare în cap. Păi și, bă, dacă femeia îi sare în cap, la ce te aștepți, mă? Dacă tu ai agățat-o cu un BMW și după aia o plimbi cu 41 să îi puta parizer de pui pe lângă ea, nu se oftică femeia. Să oftică în primul rând că ai mințit-o cu aia, mai înțeles? Și dacă nu e materialistă, bă, de ce încerci să te afișezi cu ceva ce nu te reprezintă? Că are impresia că ai luat-o de materialistă și de curvă. Deci oricare ar fi cazul, oricum te faci de căcat când încerci să pari ceva ce nu ești. Nu? Nu ți se pare normal? Cu aia, cu ce mă duc? Eu mă duc la agățat cu Renault Clio. Și miroase în el și că e șantier în pula și că am cărat var cu ea. Asta îți convine bine, nu dă-te jos de mașină. Și te pizdeam dat-o jos din BMW? Mă duceam cu BMW-ul, nu mă duceam la agățat, le agățam pe în alte părți. Înțelegi că nu le agățam la semafor. Și mă duceam cu BMW-ul că era singura mea mașină și singura mea metodă de deplasare, mijloc de deplasare, pardon. Și ce crezi? A intrat una, am luat-o de pe la Marriott, a intrat în mașină, s-a uitat la bordul la mașină. Ah, că am ieșit și săptămâna trecută cu un băiat, avea bordul, dar avea tot BMW, dar avea bordul un pic mai mișto decât ăsta. Am plecat de la Marriott înspre Panduri și la trecerea aia dintre Marriott și Panduri am deschis ușa de pe partea asta și am împins-o afară de mașină. Ești băga mea și pula morții de cretă și de greblă. Crezi în Dumnezeu? Nu cred, frate, nu cred în spirite, în Dumnezeu, în duhuri, în draci, în demoni, în pula mea, în pentagrame, în morții mei, în fantome, în recu să mă ia, în magie, în moloz la tav. Nu cred, cred în ce poate pula mea și atât. Sunt ateu, poftim, și nu poate să mă convingă nimeni, până la proba contrarie sunt ateu. Ce părere ai despre fetele fără experiență sexuală? Nașpa, nu mi-aș dori niciodată o fată fără experiență sexuală. Ce să fac? Și să spun eu o chestie, femeile fără experiență sexuală nu o să moară până nu o să-și facă experiență sexuală. Stai liniștit. Să mă gândesc că vrea să încerce 2, 3, 5, 10 puli. Nu, mulțumesc. N-am o părere proastă, nu se potrivesc cu stilul meu. Mai înțeles, prefer una care a trecut prin 4-5 puli, să știe și ea să manevreze un ciocan, un făcăleț. Nu să-l ia mână ca pe pachetul de biscuiți, să încerce, iar în banana și încearcă să o decojească. Nu vreau, mai ales la 34 de ani. Stau să o învăț eu, să-i dau lecții. Am fost cu femei cu experiență sexuală limitată. Ce m-a atras pe de o parte că sunt femei cu experiență sexuală limitată, dar ca sunt niște gingași și niște păpuși în pat. Adică sunt foarte deschise la minte. Mamă, și femeia te atrage în momentul în care geme într-un fel e așa, nu știu, îi place și mai ales când vezi că e excitată, chiar dacă nu are experiență sexuală, crede-mă că treci peste experiența asta sexuală. Dar sunt multe care n-au experiență sexuală și sunt lemne în pula mea și sunt și ele dracu și tari în gură. Mai înțeles?